Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Dacă doriți să impresionați pe cei dragi la început de primăvară cu un mărțișor unicat, treceți zilele acestea pe la Muzeul Unirii din Focșani, acolo unde copiii din tot județul au expus spre vânzare zeci de mărțișoare. Expoziția este deschisă până pe data de 9 martie. Muzeul Unirii din Focșani găzduiește în aceste zile expoziția Mărțișorul Tradiție și Simbol, aflată la cea de-a 7-a ediție. Peste 1000 de copii din 35 de unități de învățământ au expus propriile creații în materie de mărțișoare. Pe lângă aceste obiecte care vestesc primăvara, mai puteți găsi felicitări, brățări și coliere, toate oferite spre vânzare la prețuri modice. Oricine poate veni și vizita, dar și cumpăra obiecte din expoziție la prețuri modice, în intervalul orar 9-16 zilnic. Ce pot eu să vă spun este că și anul ăsta avem parte de o participare numeroasă. O să-mi permite să mă uit un pic pe hârtie. 35 de instituții de învățământ au participat în total, 21 din mediul urban din județul Vrancea și 12 din mediul rural, una din afara județului nostru, și anume Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu din Galați. Ne bucurăm de prezența 162 de cadre didactice din mediul urban și 33 de cadre didactice din mediul rural, însumând un total de 195 de cadre didactice. Avem în prezent 94 de panouri expuse, panouri pe care puteți admira mărțișoare, felicitări, avem multe piese de origami, avem coliere, avem lucruri care se pot face cadou mămicilor, bunicilor, soțiilor și așa mai departe, pentru că toți se apropie o martie. Varietatea este foarte mare, de aceea noi ne adresăm tuturor celor care doresc un alt fel de mărțișor, și cred că știți la ce mă refer, la multele chiciuri pe care le găsim peste tot, și nu vreau să fac antireclamă cuiva, ci vreau doar să vă spun că decât să dați un ban pe un chici, mai bine veniți aici la noi la Muzeul Unirii și cumpărați un lucru făcut din suflet pentru suflet. Expoziția cu vânzare este deschisă până pe 9 martie, de luni până vineri, între orele 9 și 16. Așadar, aveți de ales dintre sute de produse create manual de elevi, sub supravegherea cadrelor didactice, și orice obiect ați alege este un cadou deosebit pentru persoanele dragi din viața dumneavoastră. Peste 100 de persoane s-au strâns aseară în Piața Unirii pentru a-l comemora pe Adrian Pascu, tânărul decedat în urma accidentului de săptămâna trecută de pe drumul spre Suraia. Prietenii lui Pachic, așa cum era cunoscut băiatul, au prins lumânări, vrând să arate că sunt alături de familia îndoliată, dar în același timp au vrut să tragă un semnal de alarmă în privința sistemului medical românesc. Peste 100 de persoane care l-au cunoscut sau nu pe Adrian Pascu, tânărul decedat în urma unui eveniment rutier produs săptămâna trecută pe drumul spre Suraia, au ieșit aseară în Piața Unirii sub sloganul Vrancea este în stradă, vrem dreptate pentru Pachi, vrem dreptate pentru noi. Aceștia au aprins lumânări în amintirea tânărului de 26 de ani și și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care a fost tratat medical acest tânăr în Spitalul Județean din Focșani. Băiatul este parte din familia mea cumva. Și în mod evident am fost afectată, mai ales în urma mormântării, am fost șocată. E deja, aș putea să spun că familia este distrusă, este îngenunchiată și asta datorită neputinței și din cauza sistemului și din cauza autorităților și din cauza faptului că nu se face nimic niciodată și spitalul este total nepăsător. Nimeni n-are nicio vină, de fapt. Pentru sistemul sanitar, care în România e jalnic. Pentru ce putem veni? Pentru că murim cu zile. Și nu face nimeni nimic, nu ridică nimeni un pai. Pentru că la noi, în România, totul e pe bani. Te duci în spital să te tratezi, ce fac asistentele? Să bagi cât mai mult în buzunar. Doctorul ce fac? Te duci să te operezi. Mama mea e operată de varici. Mai mult am dat pe asistentii ca să-i fac o injecție, să-i fac ceva, decât la o operație. Pentru ce? Nu plătim sănătate. Pentru ce muncim? Asta e la noi în România. Că să faci cât mai mult în buzunar și să furi. Sunt învățat doar să fardezi, să rujezi, să... Atât.
Nu e o chestie care s-a întâmplat odată și... Dar e o chestie care se repetă. Deci n-a murit o persoană, n-au murit două, au fost atâtea cazuri și atâtea cazuri. Și în fiecare zi mass media prezintă o grămadă, dar nu se mișcă un pai. Eu pe mine asta mă revoltă. De ce nu se face nimic? De ce în străinătate ești tratat și... Cum să vă zic? Deci acolo nu se face discriminare că ești român, că ești țigan, că ești negru, că ești acolo, te-ai dus la o urgență unde te tratează ca și cum ai fi de-ai lor. De ce la noi? Și fără șpag. După aproximativ o oră, oamenii s-au îndreptat către Spitalul Județean, unde de asemenea au aprins lumânări. În urma acestor acțiuni, încă de ieri, conducerea Spitalului Județean și a Colegiului Medicilor din Vrancea s-au sesizat cu privire la acest caz. Primăria municipiului Focșani și poliția locală au demarat un plan de măsuri pentru prevenirea și stoparea depozitării deșeurilor de orice natură în zona fostei platforme MOPAF. Săptămâna trecută a fost aplicată prima amendă în valoare de 1000 de lei unui bărbat care s-a debarasat de mai multe deșeuri și resturi menajere în această zonă. Fosta platformă MOPAF s-a transformat într-o rampă de gunoi, iar reprezentanții municipiului Focșan susțin că delăsarea și dezinteresul foștilor proprietari au condus la această transformare a acestei zone în ceea ce este astăzi. Mai exact, în această zonă sălășluiesc tot felul de resturi menajere și deșeuri abandonate de diferiți cetățeni care nu au găsit un loc mai bun pentru a se debarasa de ele. Oricine depozitează gunoaie în astfel de locuri din Focșan este pasibil de amendă, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută în cazul unui bărbat care a fost amendat de poliția locală cu 1000 de lei. În multe locații din municipiul Focșani, și un exemplu concret îl avem acum cu platforma fostului MOPAF, se depozitează gunoaie, bineînțeles, ilegal. Poliția locală întreprinde acțiuni și cei care vor fi surprinși că vor depune gunoaie acolo vor primi amendă. Rugămintea noastră este către toți cetățenii care se sesizează astfel de fapte să anunțe poliția locală pentru a stopa acest fenomen care a luat destul de multă amploare. Autoritățile pregătesc astfel de acțiuni și în alte zone în care se întâlnesc probleme de acest gen din municipiul Focșani. Oricine observă astfel de fapte poate sesiza poliția locală la numărul de telefon 0237-215-005. Membrii clubului Rotary Varana Focșani au sărbătorit 111 ani de existență Rotary International. Aceștia s-au întâlnit aseară într-un cadru festiv la Colegiul Național Unirea din Focșani. Evenimentul a fost găzduit în amfiteatrul Colegiului Național Unirea din Focșani. La eveniment au participat și juniorii clubului Rotary Varana din Focșani, respectiv Interact și Rotaract. Se împlinesc 111 ani de la înființarea primului club Rotary la Chicago, la inițiativa avocatului Paul Harris. În sală se află colegii din clubul Rotary Focșani, clubul Rotaract și clubul Interact, prieteni, și mulțumesc presei că a răspuns invitației noastre. Suntem onorați să avem printre noi autorul primei istorii a cluburilor Rotary din România, pe domnul Bogdan Constantin Dogaru, și dânsul ne va spune câteva cuvinte despre istoria Rotary în România și în mod special în perioada interbelică. Astăzi este o zi aniversară, o cifră, un număr interesant de ani, 111 ani, nu este nici un număr rotund, nici pătrat, este un număr interesant. Într-adevăr, la 23 februarie 1905 se înființa la Chicago primul club Rotary la inițiativa avocatului Paul Harris. De fapt, atunci este data când s-a oficializat existența clubului. Întâlniri preliminare au început să fie încă din 1900, în jurul anului 1900. A fost vorba despre Paul Harris și încă trei colegi. Prima întâlnire a fost într-un restaurant italian din Chicago, urmând a se decide ca următoarele întâlniri să aibă loc pe rând, prin rotație, de aici și denumirea de Rotary, la birourile sau domiciliile celor patru membri. Treptat, mișcarea rotariană a căpătat o dezvoltare considerabilă. În 1908 apare al doilea club la San Francisco, ulterior se extinde în Canada. În 1911 ajunge în Europa, primul club din Europa este întemeiat la Dublin, în Irlanda, apoi se extinde în Marea Britanie. Urmare a
dezvoltării pe orizontală a cluburilor rotariene, apare și în 1912 și Asociația Internațională a Cluburilor Rotarii. De-a lungul anilor am realizat că se întâmplă tot felul de lucruri în viața noastră pe care nu ni le dorim. Se întâmplă să iubim oameni care nu ne iubesc. Să credem că avem niște valori care se dovedesc a fi niște eșecuri. Să credem în niște lucruri care ne înșală sau pe care noi înșine le descoperim a fi false. Sunt adevăruri dureroase pe care le descoperim despre noi, despre viața noastră, despre viața celor din jur, despre, nu știu, ființă în sine, dar care se pot solda cu înțelepciunea de a-ți găsi pietrele. Și de multe ori, pietrele fiecărei existențe se află în noi sau undeva foarte aproape de noi. Pentru mine, Rotary este una dintre aceste pietre majore. Este un club în care am intrat la invitația unui prieten și am avut rezerve, pentru că acest club este de principiu și în plan internațional și în Focșani. Un club alcătuit din oameni de afaceri. Eu sunt profesor. Deci, practic, impactul meu în plan social, comunitar, este mai mic sau mai puțin vizibil, credeam eu. Și acest prieten, membru fondator și primul președinte al clubului, respectiv domnul Doru Simiz, m-a explicat că Rotary nu este alcătuit numai din oameni de afaceri, că se bazează pe niște relații de prietenie și de încredere și de stabilirea unor țeluri comune, pentru care fiecare poate lupta. Proiectele Rotary Varana Focșani vizează în principal creșterea nivelului de sănătate, sprijinirea copiilor talentați, îmbunătățirea calității mediului, promovarea culturii, a sportului și a valorilor fundamentale ale societății, ajutorul dat sub diferite forme comunității. Numărul mare de cazuri de infecții respiratorii și gripă înregistrate în ultima perioadă i-a determinat pe medici să impună restricții în ceea ce privește vizitarea pacienților din spital. Astfel, vizitatorii vor fi echipați cu halat și mască, iar timpul de vizită va fi redus. De la începutul anului și până în prezent au fost înregistrate peste 1600 de cazuri de infecții respiratorii și 37 de gripă în județul Vrancea. Pentru a împiedica răspândirea acestor cazuri, medicii au decis impunerea unor măsuri de restricție în ceea ce privește vizitarea pacienților din spitalul județean. Având în vedere numărul mare de viroze respiratorii, pneumonii și gripe înregistrate de la începutul anului, în Spitalul Județean Focșani s-au impus o serie de măsuri pentru a limita aceste îmbolnăviri. Printre aceste măsuri se află și limitarea accesului vizitatorilor. Aceștia au voie maxim 10-15 minute în salonul pacientului, nu au voie mai mult de 2 vizitatori deodată, iar pentru pacienții care sunt deplasabili, vizita se face în locul special amenajat din fața fiecarei secții. Și cadrele medicale vor trebui să poarte echipamentul de protecție la intrarea în contact cu pacienții bolnavi și să se spele pe mâini după fiecare manevră medicală. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi parțial acoperit. Vântul va sufla în general moderat, temperaturile minime se vor încadra între 2 și 4 grade Celsius, iar cele maxime între 7 și 9 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să vă spartă de o seară cât mai frumoasă. La revedere!